Hai că mi-a plăcut faza asta. Imediat după film, fetele au intrat în bucătărie, fiecare mai făcea ce mai făcea pe acolo. Doamna Eleonora a scos niște carne, l-a deschețat și vine Hatice și spune Simonei care este carnea lor din congelator, pentru că știți că Simona și Andreea au primit din partea susținătorilor foarte multă carne, gen pulpe, aripioare, tot felul. Și Simona îi spune, eu mai am o pungă de aripioare și două de pulpe, ceva de genul. Iar Hatice tot îi explica acolo, păi a zis Sabrina că știe ea unde le-ai pus, că o fi compărțit, și Simona îi spune, păi în congelator trebuie să le țin și eu, că n-am cum să le iau și să le pun în dulap, să nu vă încurcați voi de ele. Iar Hatice îi spunea, păi ai putea și tu măcar să ți le pui niște pungi în ceva sau să scrii pe ele. Și Simona îi răspunde, dacă aș avea un marker, aș scrie, îți dai seama că aș scrie. Mi-a plăcut răspunsurile Simonei, au fost scurte și la obiect cumva, răspuns politicos. În același timp nu s-a lăsat umilită pentru că avea și ea 3 pungi de carne în congelator, ale ei personale. Hatice, evident, a intrat în baie bolborosind. A fost o chestie, Simona. Mi-a plăcut foarte tare în seara aceasta. Mi-a plăcut că a fost promptă, a fost acolo și a spus punctul de vedere, elegant, respectos, dar în același timp nu a permis să fie trasă de mânecă, așa cum probabil